Discutăm cu domnul doctor Silviu Predoi, medic primar obstetrică ginecologie. Domnule doctor, fiecare mămică știe cât de mare este entuziasmul și emoțiile înainte de nașterea copilului. Spuneți-ne, vă rog, cum trebuie să se pregătească viitoarea mămică în cazul unei nașteri naturale, înainte de a ajunge la spital? Atât într-o naștere naturală, cât și într-o naștere cezariană, trebuie să se pregătească la fel. În mod normal, într-un sistem normal, mămica respectivă ar trebui doar să își ia la dânsa setul de analize și investigații făcute în timpul sarcinii și împreună cu ele să meargă la unitatea spitalicească, la maternitatea unde a hotărât dânsa să nască, iar din momentul în care a intrat în acea instituție, grijile ei ar trebui să fie terminate, să spunem. Dar ce așteptări ar trebui să avem de la medic, de la personalul medical care asistă la naștere? În primul rând ar trebui să avem un sistem sanitar care să permită un act medical de foarte bună calitate. Medicii, asistentele, infirmierele, absolut tot personalul auxiliar din respectiva maternitate trebuie pur și simplu să-și facă datoria lor specifică. Nu trebuie să facă nimic în plus sau în minus. Să aibă grijă de respectiva mămică, să poată să aibă un travaliu în condiții de siguranță sau o intervenție chirurgicală în condiții de siguranță, să se nască un copil cât mai în regulă. Este benefic, de exemplu, pentru mămică ca tăticul să asiste la naștere? Sunt tot felul de teorii în această situație. Sunt femei care preferă să fie în preajma lor persoane din familie, tatăl sau alți membri ai familiei. Sunt persoane care nu vor acest lucru. Nu putem spune că influențează în mod spectaculos, în bine sau în rău, prezența unui membru al familiei. Cred că depinde foarte mult de la caz la caz. Una din cititoarele noastre, fost cadru medical și mama a 4 copii, este de părere că mamele ar putea fi scutite de durerile nașterii dacă anestezia epidurală ar fi folosită pe scară mai largă. Cât de indicată este o astfel de procedură? Anestezia epidurală, din câte știu eu, se folosește în momentul de față pe o scară destul de largă. Cred că sunt destul de puține sau sunt destul de puțin frecvente cazurile în care anestezia epidurală nu este folosită. În acest moment în România, cred că ține mai degrabă de lipsa cadrelor medicale în anumite zone sau de lipsa materialelor necesare, pentru că pentru a face o anestezie peridurală ai nevoie de un medic anestezist, ai nevoie de o trusă peridurală, o aparatură minimă de urmărire și control. Dacă nu le ai, nu o voi face. Ținând cont că sunt foarte multe zone în România în care în acest moment există un deficit foarte mare, atât de materiale sanitare, cât și de medici specialiști, este posibil ca încă în acest moment să se realizeze nașteri în care anestezia epidurală să fie doar un vis. Dar care sunt riscurile anesteziei epidurale pentru făt? Pentru făt nu este niciun risc. Pentru făt nu este niciun risc. Absolut niciun risc. Din contră, este o anestezie care nu, spre deosebire de anestezia generală, care se folosea și se mai folosește încă în cazurile unor operații cezariene și care substanțele anestezice treceau prin placentă și ajungeau într-o mică măsură, dar ajungeau la făt. În cazul anesteziei epidurale nu există acest risc. Bun, să luăm altă situație. Au început contracțiile, sun medicul și acesta îmi spune că este în concediu sau că nu poate veni noaptea sau o altă situație asemănătoare. Ce este cel mai indicat să fac? În primul rând, gravida respectivă, care a vrut să fie urmărită de un anumit medic în decursul sarcinii, trebuia să, și este indicat, să aibă o discuție cu medicul în timpul evoluției sarcinii și nu în momentul în care se declanșează travaliu, cu ce va face ea în această eventualitate în care medicul respectiv, din motive subiective sau obiective, nu se află în localitate sau este indisponibil. În general, în spitalele private există colective de medici care, în momentul în care unul din ei lipsește, ceilalți suplinesc absența acelui medic.
și asigură asistența medicală și a persoanelor urmărite de respectivul medic în timpul sarcinii. În spitalele de stat există o linie de gardă permanentă unde, indiferent al cui ești pacienta, te duci și, în mod normal, trebuie să ți se asigure asistența medicală. Sigur că pentru o femeie este puțin traumatizant ca obișnuită cu cineva în decursul sarcinii să se trezească în momentul nașterii că pică, în ghilimele, pe mâinile unei persoane necunoscute. Aici ține de eficiența sistemului sanitar. Dacă este un sistem sanitar care permite în orice fel de spital, ca medicul care este on duty, care este de gardă, să fie un medic competent, să fie un medic care știe ce face, riscul respectivei persoane este minim. Și să revenim un pic și la vechea dilemă, cezariană sau naștere naturală. Am observat că în ultima vreme cezariana se face pe scară foarte largă, la cerere. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Cred că sunt mai multe motive. Motive care țin de gravidă și motive care țin de medic. În primul rând, în mod real, în mod legal, noțiunea de operație de cezariană la cerere în România nu este admisă. Orice operație cezariană, din punct de vedere legal, trebuie să aibă o motivație medicală pentru care a fost făcută. Sigur, motivații medicale, atunci când le cauți, le poți găsi. Însă, revenind la această problemă, foarte multe femei sunt speriate de durata travaliului, de faptul că un travaliu poate avea loc într-un mediu mai mult sau mai puțin prietenos. Sunt multe maternități sau case de naștere care nu arată chiar grozav, uneori sunt ușor înspăimântătoare și atunci preferă mai degrabă să termine mai repede această etapă pentru a nu suferi niște traume psihice de multe ori. O altă problemă este că foarte multe femei nu sunt foarte încântate de ce au auzit de la altele despre priceperea, să spunem în ghilimele, a cadrelor medicale în a asista în mod natural o naștere. Au auzit tot felul de întâmplări pe care le-au generalizat apoi despre situații în care s-au întâmplat lucruri nefericite cu mame sau cu copii și atunci preferă să-și ia măsurile de siguranță în a deține controlul cât mai mult asupra acestui act important din viața lor. Iar o cezariană programată, făcută la rece, cum se spune, aparent este o metodă prin care poți să elimini mai multe din riscurile pe care le poți avea în alt mod. Chiar și întrebarea de mai devreme, o cezariană programată o faci cu medicul cu care de obicei ai conlucrat toată sarcina. Pe când o naștere care poate apărea oricând, te poți trezi în situația în care medicul respectiv nu este în zonă. Pentru că se poate întâmpla oricând, în weekend, la două noaptea și acel medic nu este întotdeauna disponibil pentru a veni să te asiste. Iar din punct de vedere al medicilor, și ei au un rol în creșterea numărului de cezariene. Pentru medici este de multe ori mult mai simplu să-ți programezi o activitate medicală decât să fii în permanență supus acestui stres teribil de a fi sunat la orice moment din zi și din noapte, indiferent că ești în concediu, că ești în weekend sau că faci orice altă activitate, și atunci preferă să-și îmbunătățească calitatea vieții printr-o programare cât mai clară a acestor nașteri. Iar operația cezariană e un mod de programare. Și nu în ultimul rând, și o anumită carență care există și în acest moment și va exista probabil din ce în ce mai mult în a medicilor și a moașelor, nu mai vorbim, în profesionalismul și în obișnuința de a asista nașteri naturale. Școala de obstetrică, care este o școală destul de grea și care trebuie să treci prin foarte multe lucruri pentru a învăța exact să
asiști o femeie să te descurci în fața unor complicații care apar și care trebuie rezolvate în interval de minute, pentru că nu ai mai mult timp la dispoziție, nu mai este cea care a fost.